Ok, momentul adevărului. Hai să-ți arăt ce grăsuț se ascunde sub tricou. Bună dimineața! De fapt, nu e chiar dimineață, e 10 și ceva. Am stat aseară un pic mai târziu să lucrez la câteva materiale din cursul Fitestetic 100. Acum merg cu un pisic la veterinar, am doi pisici. Unul e bolnav și are nevoie de câteva injecții. Apoi merg să mă tund. Nu știu cum se face, dar de multe ori când fac câte un video, se întâmplă să fie chiar în ziua în care mă tund. Și apoi o să vorbim despre planul meu de revenire. Am ajuns la clinică. Clinica asta are și mașină automată de spălat câini. Bagi câinile în mașină, probabil îl bagi la uscat și îl scoți ca nou. Ok, gata și cu tunsul. Ziceam că azi o să vorbim despre planul meu de revenire și vreau să îți arăt și forma mea actuală a corpului după operație. Pentru cine nu știe, acum vreo 3 luni am făcut o hernie inghinală, de vreo 2 luni jumate m-am operat și abia săptămâna trecută am început ușor, ușor mișcarea. Acum suntem în august, până pe la sfârșitul lunii o să o las destul de light cu antrenamentele și apoi din septembrie sper să pot relua ceva mai tare și o să am, vreau până la sfârșitul anului să revin în forma de dinainte, pentru că am fost și într-o formă mult mai bună decât acum, decât urmează să vezi. Așa că am septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Sunt 4 luni în care o să trag cât pot de tare, cât îmi permite corpul de tare și la fel o să fiu maxim de atent cu alimentația. Ok, momentul adevărului. Hai să-ți arăt ce grăsuț se ascunde sub tricou. Cam ăsta sunt, aici e grăsimea și tind să stochez majoritatea grăsimii aici pe șolduri. Grăsimea asta se pune genetic, nu ai cum să influențezi unde se stochează, nu ai cum să influențezi de unde se arde. Și pe brațe am destulă grăsime, nu se mai vede nicio definire. Hai să vedem și mai aproape cum arată. În brațe nu m-am măsurat, sunt curios cât am acum, chiar așa o să mă măsor să văd. Eu de obicei cel mai mult și o bună perioadă de timp am stat pe la 42 de centimetri circumferința brațelor. Se măsoară de unde e bicepsul cel mai înalt și unde e tricepsul, unde e cea mai mare dimensiune. Bun, deci asta e forma mea actuală. Pauză în care nu am făcut absolut deloc efort și nu am fost la sală a fost de aproximativ 3 luni de zile. Care e planul cu alimentația? Cum abordez alimentația în perioada asta? Păi, evident, am destul de multă grăsime, așa că o să trebuiască să fiu în deficit caloric și să ard excesul de grăsime. Și pentru că am făcut această pauză, dar am făcut înainte antrenamente cu greutăți, ziceam de memoria aia musculară, mușchii, când o să încep să-i antrenez din nou cu greutăți, o să înceapă să crească chiar dacă sunt în deficit caloric. Și lucrul ăsta se întâmplă celor care sunt în situația mea, celor care înainte au făcut sală, au făcut pauză și au revenit din nou, și celor care sunt complet la început cu antrenamentul. Cineva care este grăsuț și s-a apucat acum de sală, dacă o să fie în deficit caloric, o să mânce suficiente proteine și o să antreneze ca lumea la sală, o să antreneze tare cu greutăți, o să ardă grăsimea și o să-și crească și masa musculară în același timp. Și ăsta este și planul meu, să fiu într-un deficit caloric. Acum sunt pe la 1700 de calorii, cardio nu fac aproape deloc, iar la sală fac exerciții destul de light, exerciții de izolare, cu greutăți foarte, foarte ușoare. Deci nu am un consum caloric, o ardere foarte mare, de aceea rămân cu caloriile destul de jos și, măsurătorile au început să scadă cât de cât ok. Hai să-ți arăt cum au evoluat săptămâna asta. Astăzi suntem în 9 august, ultimele 3 de jos sunt măsurătorile de săptămâna asta, de luni, de marți și de azi dimineață.
azi dimineața am avut 79,4. Dacă vrei să vezi mai în detaliu ce mănânc, ce mese am pe perioada zilei, urmărește-mă și pe Instagram, pentru că am început să postez și acolo destul de des, în special la story-uri. Ai linkul de Instagram mai jos în descriere sau poți să mă cauți Bogdan876. Ca și program de antrenament, clar o să fac full body, cel puțin până mai îmi revin un pic, până o să pot crește greutățile și volumul. Full body mi-e suficient și nu o să-l fac doar de 3 ori pe săptămână, ci o să-l fac de 5 ori de luni până vineri. Pentru că la fiecare antrenament volumul de lucru este destul de mic, intensitatea, adică greutatea cu care lucrez, e la fel destul de mică și atunci nu se pune problema să nu mă recuperez de la o sesiune la alta. De exemplu, dacă azi fac un exercițiu pentru piept și fac 5 serii, mâine pot din nou să fac fără problemă piept, pentru că nu e volumul mare, nu am făcut foarte multe serii și greutatea de lucru, repet, este una destul de mică. În principiu fac exerciții de izolare pe alocuri unde mai îmi permite, de exemplu am pinsul orizontal la bancă pentru piept, pot să-l fac pentru că nu simt deloc presiune în zona abdominală. Însă la tracțiuni, de exemplu, dacă vreau să fac tracțiuni pentru spate, asta nu pot încă, pentru că încă simt acolo un pic disconfort și nu vreau deloc să risc. Sunt foarte bucuros că operația a fost ok, că nu a apărut complicații și atunci mai bine merg pe varianta sigură în care să nu forțez. Ok, cam atât am vrut să-ți spun, am vrut să te țin la curent, să vezi cum mai arăt acum după operație și care sunt planurile pe perioada viitoare. Și vreau neapărat să revin în formă cât se poate de repede. O să dau tot cea mai bun ca să întâmple asta și până la sfârșitul anului să scap de toată grăsimea și să mi se vadă și pătrățelele de pe abdomen, cum îmi place mie cel mai mult. Plus că am un canal de fitness, cu asta mă ocup și nu pot să apar așa și să dau sfaturi. Să nu mă înțelegi greșit, sunt mulți care arată foarte bine și vorbesc o grămadă de nonsensuri care s-au perpetuat de-a lungul timpului. Felul în care arăți nu este direct proporțional cu calitatea informației pe care o oferi. Dar totuși nu prezintă încredere să iei sfaturi de slăbit și pătrățele de la un gras. Tocmai de asta, în perioada ce urmează, o să dau tot ce am mai bun ca să revin repede într-o formă fizică faină. Ok, mersi că m-ai urmărit, ne vedem pe data viitoare!